Florin Plămad a fost unul dintre cei 25 de jucători prezenți la primul antrenament al echipei Petrolul Ploiești după promovarea prahovenilor în Liga a doua. Fundașul sucevean a semnat contractul în biroul președintelui clubului și apoi a început pregătirea. Coboră de la Liga 1. Nu, am coborât la Petrol, indiferent de ce ligă joacă sau va juca. Petrolul este o echipă de tradiție și mai puțin este eșalonul în care evoluează. Florin Plămadă a revenit la Petrolul după o pauză de 8 ani. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a mai îmbrăcat tricoul galben-albastru în sezonul 2009-2010, atunci când a avut 11 apariții în Liga a doua. De atunci, fundașul originar din Rădăuți a mai jucat pentru CS Otopeni, FC Botoșani, Rapid CFR Suceava și CSMS Iași.